Salut! Spune-mi că vrei să-ți cumperi așa un cub. Ai de cub, dar te gândești cum naiba îl mai strâng și pe acesta. Îl cumperi, îl amestici. Și când dai să-l strângi, și ca să nu-ți explodeze capul, corect, te uiți la acest tutorial. Deci, cum rezolvi Ivy Cub? Super simplu. Găsești partea albă, adică frunzulița albă, și ne uităm unde sunt colțurile. Un colț îl avem aici, îl aducem sus. Așa. A doilea este aici. Ca să-l aduci sus, nu poți. Vine invers. Îl dăm jos. Rotim acest lant colț, așa. Vedem că iarăși e invers. Încă o dată. Partea albă este rezolvată. Îl întoarcem, rezolvăm partea galbenă. Colțurile le avem în față. Le ridicăm sus. 1, 2. Rămâne doar frunza. Dăm frunza sus, un colț fuge jos. Le aducem pe acestea două în față, colțul îl ridicăm înapoi sus, le ducem înapoi pe frunza cu alt colț. Așa avem partea galbenă și partea albă. Automat s-a strâns partea verde. Dacă ai trei părți deja rezolvate, pui partea galbenă și albă prin părți și verde jos. Sau care o ai rezolvat. Acum te uiți aici sus și vezi colțurile sunt albastre. Te uiți unde este frunza albastră. Este aici. Deci aduci frunza albastră sus. Așa. Acum avem un colț oranj. Aduci frunza oranj sus. Acum avem un colț roșu. Aduci frunza roșie sus. Și avem un colț albastru, aduci frunza albastră sus. Dar dacă rezolvi partea albă și galbenă și nu ai a treia culoare rezolvată, nu e strașnică. De exemplu, ai rezolvat alb, galben și mai mult nimic. Toate sunt încurcate. Atunci, la fel, punem alb într-o parte, galben în altă parte și avem două colțuri verzi, de exemplu, sau două oranje. Nu importă. Aducem frunza la colț aici. Un colț s-a dus. Alba amnetă în față. Luăm acestea două care deja sunt rezolvate. Vedem jos așa. În dreapta. Rezolvăm alb la loc. Aducând verde sus. Așa. Cum vezi. Și cum acestea două sus. Alb, galben, verde. Și faci la fel. Verde jos și uiți sus. Sunt două colțuri albastre. Aduci frunza albastră sus. Așa. Colț oranj. Aduci frunza oranj sus. Colț roșu. Aduci frunza roșie sus. Colț albastru. Aduci frunza albastră sus. Ivy Cub este rezolvat. Da, la prima vedere pare a fi complicat. Dar cum ai văzut, este super simplu. Așa că dacă te gândeai să-ți cumperi așa un cub, deja poți să o faci. Și dacă ți-a plăcut acest tutorial, pune un like și abonează-te. Ca să nu scăpi și alte tutoriale super interesante. Pe curând!